Pace, mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Supercom SA, lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Dinozaurul World Transylvania își mărește echipa. Hai alături de noi să faci parte din cea mai frumoasă și activă echipă a unui parc tematic. Dinozaurul World Transylvania angajează operatori pentru diverse activități. Casier, vizitiu și arătă, asistent de călărie, mascotă, operator rodeo, operator tiroliană, dar și personal pentru restaurant, bucătar șef și ajutor de bucătar. Informații și relații despre posturile disponibile la telefon 0799453212. Donează 2 euro lunar prin SMS la 8845 cu textul familie pentru ca părinții să poată rămâne aproape de copiilor bolnavi. Ținem familiile împreună în casele Ronald McDonald. Vrei să-ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghișeul.ro, platforma oficială de plăți a statului român. Singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te și tu celor peste 1 milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghișeul.ro poți rezolva online plățile pentru amenzi, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghișeul.ro. Simplu, rapid și sigur. Ghișeul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Alo? Să rămână, mamă! Vezi că ajung în 10 minute. Bine, puiule! Hai că ți-am făcut salată de vinete, ardei un scop, ciorbise de perișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițălașe, plăcită de domnuleac. Mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule! Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începe o nouă ediție emisiunii Sănătate pentru trup și suflet la Antena 1 Deva. Vă mulțumesc dacă ați ales să ne urmăriți și astăzi. Vorbim despre prevenția bolilor cardiovasculare. Informarea corectă trebuie făcută la timp, astfel încât să încercăm să prevenim și nu să tratăm aceste afecțiuni. Oamenii devin din ce în ce mai interesați de acest lucru, așa că au venit în număr mare la un eveniment desfășurat săptămâna trecută la Teatrul de Artă din Deva, eveniment organizat de Asociația Inimi Generoase. Este al doilea seminar interactiv între medici și cei care au fost prezenți, din dorința de a afla mai multe despre sănătatea lor și despre cum pot să prevină boli care le pot pune viața în pericol. Detaliem acest eveniment, detaliem acest subiect cu invitatele ediției și mă bucur tare mult să le am alături astăzi pe Lavinia Nam, președinta Asociației Inimi Generoase. Mulțumesc pentru prezență, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Alături de noi și doamna doctor Andreea Pet, cu medic primar boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Deva. Mă bucur să vă cunosc, bine ați venit la noi! Mă bucur și eu să vă cunosc, mă bucur că m-ați invitat și sper să fie de folos. Mărturisesc că mă bucur că ați acceptat invitația celor de la Inimi Generoase și că ați fost parte a acestui seminar. Eu am fost prezentă la primul seminar organizat de ei, a fost un real succes, iar acest al doilea eveniment a venit cumva la cererea publicului, nu-i așa, Lavinia? Da, așa este, la cererea publicului, la și cererea noastră, pentru că ne dorim foarte mult să activăm acest spirit al prevenției și către populația din țara noastră, care din păcate nu prea accesează destul de ușor informația. Populația este destul de reticentă din punctul ăsta de vedere. Te-aș completa, o accesează, dar în special în mediul online. Doctor Google, cred că este foarte accesat atunci când suspicionăm ceva, când avem vreun simptom, când avem anumite îndoieli vis-a-vis de starea noastră și atunci căutăm totul pe internet. Deci foarte importantă informația avizată. Exact. Tocmai de aceea invitații noștri de fiecare dată și la fiecare seminar au fost medici care din propria experiență și din vasta lor experiență le pot explica exact pacienților ceea ce îi doare la momentul respectiv, pentru că atunci când te internezi la spital de obicei mai ai și alte comorbidități, alte afecțiuni, ești bolnav, ai vrea să întrebi, dar ți-e frică, poate doctorul intră repede la vizită, pleacă, nu mai apucă să-ți răspundă la foarte multe întrebări câte ai vrea să le pui și atunci într-un mediul sănătos, într-un mediul deschis, într-un mediul prietenos, poți să fii cu întrebările pregătite de acasă și altfel să te adresezi medicului. Da, este inedit genul acesta de concept pentru Deva. Drept e că în marile orașe se mai organizează genul ăsta de dezbateri, de simpozioane, de seminarii interactive. În Deva însă este o premieră, hai să spunem, și aș vrea să ne spună doamna doctor care este legătura între un medic infecționist și bolile cardiovasculare. Prevenția poți să o facă din punctul meu de vedere orice absolvent al facultății de medicină. Vorbim de prevenția de bază. Bineînțeles că toți știm despre hipertensiune, despre de ce este nociv fumatul, de ce ar trebui să facem exerciții fizice pentru o viață sănătoasă și ce înseamnă în general un stil de viață sănătos. Nu are neapărat legătură cu specialitatea mea, într-adevăr, și am recunoscut încă de la începutul proiectului că sunt un pic în afara arei mele de confort, dar în același timp cred că putem evolua doar atunci când ieșim un pic din area noastră de confort. Și am acceptat la inițiativa Laviniei, într-adevăr, să fac parte din acest proiect, pentru că am făcut voluntariat de când mă știu, de când am fost studentă chiar, și cred foarte mult că prevenția ar trebui să fie la fel de importantă ca tratarea diverselor boli. Și este mult mai ieftin să previi o boală decât să o tratezi și ca și costul la nivel de sistem de sănătate. O să detaliem, este până la urmă trendul european. Prevenim, în loc să tratăm. Trendul european de mulți ani, din păcate, populația României nu are acces la informații medicale corecte și vorbeați mai devreme despre faptul că căutăm informații medicale pe Google. Trebuie să avem și capacitatea de a cerne acele informații și de a selecta ce este cu adevărat susținut cu dovezi științifice medicale față de ce este mai mult mit și
poveste. Eu trebuie să recunosc că fac lucrul ăsta și probabil mulți dintre cei care ne privesc la primul simptom, la prima stare sau și atunci când îți este prescris un medicament, imediat îl cauți pe internet să vezi oare la ce folosește, ce contraindicații, ce se spune despre el, este eficient sau nu. Este o practică eficientă sau este păguboasă? Nu este rău să ne informăm. Nu este rău să ne informăm, să nu mă înțelegeți greșit. De parte de mine gândul acesta. Dar este bine să ne informăm din surse avizate și din surse sigure. Pentru că de foarte multe ori informația pe care o găsim pe internet nu este chiar susținută cu dovezi științifice medicale. Da. Iar internetul nu știe ce comorbidități mai avem noi. Adică poate ți indică care ți indică medicamentul pentru o anumită afecțiune, dar nu mai știe ce mai e pe lângă și îți poate face rău. Nu există niciun fel de medicament fără efecte adverse. Corect. Nu există. Nici banalul paracetamol. Dar lucrul ăsta e specificat până la urmă pe prospect. Trebuie pus în balanță beneficiul pe care ni-l poate aduce respectivul produs contra... Haideți să revenim la evenimentul organizat de Asociația Inimi Generoase. Lavinia, dă-ne tu mai multe detalii, pentru că dacă la prima ediție, să o numim așa, lucrurile s-au desfășurat a fost o idee, a pornit de la o idee și atunci întreaga echipă Asociației Inimi Generoase a început să construiască pe marginea acestei idei până la a ajuns un eveniment cu o participare numeroasă. Au fost... către 100 sau poate 100, mai bine participanți, doi medici, un chirurg și un medic ginecolog, au fost abordate teme foarte actuale, foarte interesante pentru femei. Iată, de data aceasta vorbim de un proiect organizat împreună cu un ONG, dă-ne tu detalii. Da, Start ONG a fost primul proiect pe care l-am depus cu fonduri europene, finanțat de Start ONG. Ne-au susținut pentru a putea face și flyere. Am făcut o campanie și interactivă pe stradă, unde am putut explica oamenilor despre importanța prevenției în general în țara noastră, cât e de important. Lumea a fost destul de, așa să zic, între. Nici foarte wow, nici chiar să nu asculte. Dar noi ne-am promis și încercăm să facem, chiar dacă nu avem un foarte mare succes de la început, dar noi o să perseverăm, că trebuie să ajutăm populația acestui oraș, când acum vorbim de Deva aici, să ajutăm populația acestui oraș să înțeleagă cât este de importantă prevenția. Dacă înainte au fost bolile genitale feminine, ca să zic așa, cancerul de col uterin, endometrioza. De data asta am zis că merge foarte bine boala cardiovasculară împreună cu un regim de viață sănătos. Noi suntem, și eu și doamna doctor din experiență și din discuții, suntem niște exemple de stil de viață sănătos, care ne-am lăsat de fumat, care facem mișcare. Nu toată lumea trebuie să facă sport. Deci veniți cu exemplul personal. Cu exemplu personal, exact. Beneficiarilor. Și mi-am permis acum să vorbesc și numele doamnei doctor. Pentru că nu trebuie să faci un sport de performanță. Trebuie să faci acei minim 30 de minute pe care ți le indică și televizorul, să reduci consumul de zahăr și de sare din viața ta cu zi cu zi, pentru a avea un regim de viață sănătos. Adică minimul minimorumului ca să previi orice fel de boală, nu doar cele cardiovasculare, dar ca întregul organism să funcționeze, trebuie să fie și o inimă sănătoasă. De la afecțiunea din sfera ginecologică ați ajuns la zona cardiovasculară. De ce a venit din partea, ați cules voi informația că ar fi nevoie de o dezbatere pe această temă, că ar fi nevoie să aduceți în fața publicului specialiști din acest domeniu? Au fost doi medici prezenți pe scena Teatrului de Artă din Deva. Vreau să ne, să ne dai mai multe detalii, apoi o să o rog pe doamna doctor să ne spună și cum a reacționat când i s-a propus să facă parte din acest proiect. Păi, doamna doctor Petcu a făcut prevenția pe sfera bolilor cardiovasculare, iar domnul doctor Luca, medic specialist diabet, bol de nutriție, ne-a învățat un stil de viață sănătos, ce să mâncăm, când să mâncăm, cum să prevenim diabetul tip 2, care tot pe baza consumului alimentar nefavorabil se declanșează cel mai mult. Și asta a fost inițiativa, că o inimă sănătoasă bate în toți, ar trebui să bată în toată lumea, toți o avem, și m-am gândit că asta ar fi următoarele teme de dezbateri.
Ulterior, discutând cu doamna doctor, ne-am gândit să mergem și mai departe în septembrie. Așteptăm să întoarcă lumea din vacanță, să vină cu forțe proaspete pentru a asculta, să facem prevenția și pe bolile infecțioase, pentru că bolile infecțioase sunt foarte răspândite de la cei mai mici până la cei mai în vârstă, dar o las pe doamna doctor să dezvolte ideea mai departe. Dați-ne dumneavoastră detalii. În primul rând, spuneți-mi cum ați reacționat când vi s-a propus. Atât mai mult cât spuneați că ați făcut voluntariat toată viața, probabil din studenție. Da, din studenție, exact. Inițial am fost sceptică și am încercat să abordez colegii din secția medicină internă și din alte specialități. Greu de abordat, din păcate, datorită programului lor un pic mai încărcat decât al meu din ultima vreme. Și am acceptat până la urmă, pentru că eu cred foarte mult în prevenție și îmi doresc foarte mult să aducem un plus de informații medicale în comunitate. Am spus și în cadrul seminarului că mă simt cumva datoare să împărtășesc din informațiile medicale pe care le dețin, pentru că eu am avut șansa să studiez gratuit în România și cumva față de alți studenți din alte țări care plătesc foarte mulți bani pentru a studia medicina, cred că suntem cumva datori noi ca și cadre medicale să întoarcem favorul comunității în general și să învățăm dincolo de actul medical, exact. Da, frumoasă abordare. E prima dată, mărturisesc, când aud un medic care spune că simte nevoia să împărtășească din informația pe care, da, în România, absolvenții de medicină o primesc gratuit, comparativ cu alte țări mai dezvoltate, unde costurile sunt. Sunt foarte mari, exact. Sigur. Eu am discutat despre fumat, despre importanța renunțării la fumat, despre hipertensiunea arterială și despre importanța exercițiului fizic, iar domnul doctor Lucu a vorbit despre diabet, dislipidemie și obezitate. El fiind medic, specialist, diabetolog, exact, deci a abordat mai mult specialitatea lui, ca corect să zic așa. O să intrăm în detalii, o să ne vorbiți și nouă, profităm de ocazie, da, și de faptul că vă avem astăzi ca să ne vorbiți un pic despre prevenția în bolile cardiovasculare. Pentru că cei care nu au fost la acest eveniment de săptămâna trecută, O Inimă Sănătoasă, organizat de Asociația Inimi Generoase, să înțeleagă ce s-a discutat acolo, ce s-a dezbătut, profit și întreb eu. Data viitoare vă invităm pe dumneavoastră, dacă nu ați făcut, o să fiți în sală în septembrie și mai exact când va avea loc următorul seminar. Până atunci însă haideți să vedem un material de la Teatrul de Artă din Deva, să vedem care a fost atmosfera, să îi vedem pe cei care au participat la acest eveniment, după care revenim în platou. Bolile cardiovasculare sunt responsabile pentru peste 17 milioane de decese în fiecare an, adică aproximativ unul din trei oameni mor din această cauză. Așa că Asociația Inimi Generoase a organizat un seminar interactiv între medici și cei care au fost prezenți, din dorința de a afla cât mai multe lucruri despre prevenția acestor boli. Vom discuta despre importanța prevenției bolilor cardiovasculare în viața noastră, cât este de important să prevenim aceste boli, mai ales că unul din trei decese se datorează acestora. Din păcate, în țara noastră nu se prea pune o mare bază pe prevenția bolilor în general și prin această asociație ne dorim foarte mult să dezvoltăm această cultură și în rândul populației din țara noastră pentru a lupta din timp împotriva bolilor, că este mai ușor să le previi decât să le tratezi. Ieri am donat sânge, astăzi avem grijă de inima noastră. Medicii spun că aceste seminarii sunt binevenite. Prin astfel de informări, oamenii vor încerca să ia măsuri, să prevină aceste afecțiuni și să nu mai ajungă în cabinetele medicilor când starea lor de sănătate este deja agravată. Poate vă întrebați de ce un medic de boli infecțioase a ales să facă să participe la acest eveniment, deși recunosc că e un pic în afara arei mele de confort. Consider că a preveni apariția bolilor este la fel de important ca și tratarea acestora și vom vorbi astăzi despre factori de risc cardiovascular, despre acei factori care pot fi modificați de către fiecare persoană în parte, despre fumat, despre importanța exercițiului fizic, despre hipertensiune arterială, despre diabet, obezitate și dislipidemie.
Oamenii au venit în număr mare la eveniment. Ei spun că sănătatea este cea mai importantă în viață, iar atunci când ai ocazia să asculți medicii și să le poți pune întrebări într-un mediu prietenos, nu ai cum să lipsești de la un asemenea eveniment. Am venit să aflăm cât mai multe informații despre prevenția cardiovasculară, deoarece este foarte important, având în vedere că bolile cardiovasculare sunt din ce în ce mai numeroase la nivel mondial, și iar prin prevenție putem scădea mortalitatea, morbiditatea și crește calitatea vieții și durata de viață a fiecarei persoane, ceea ce este un lucru foarte bun. Mai învățăm câte ceva. Și oricât de puțin ar fi ceva ăla care le învățăm, ne folosește. Poate nu azi, poate mâine. Pentru mai multă informare, pentru importanța lucrurilor care se vor discuta, pentru prevenția în bolile cardiovasculare, pentru că foarte mulți dintre noi nu știm multe lucruri. Organizatorii spun că acesta este cel de-al doilea seminar medical organizat, după ce și primul a avut succes în rândul oamenilor, și spun că nu se vor opri aici, vor organiza și altele, pentru ca oamenii să ajungă cât mai rar la medic în stare gravă. Da, și am revenit. Lavinia, atmosferă plăcută, prietenească, o atmosferă relaxată, oameni care chiar au avut curiozități și au venit cu temele făcute și știau că ce nelămuriri au și au adresat întrebări, cam ce anume, care au fost curiozitățile celor din sală în momentul în care s-au putut adresa întrebări. Li s-a explicat foarte mult ce înseamnă diferența între un diabet tip 2, diabet tip 1, pentru că multă lume confundă. Primul lucru, când ai un diabet de tip 2, e să renunți la stilul de viață care ți-a dat această afecțiune, adică să începi un stil de viață sănătos, că dacă începi să mănânci sănătos, să faci un pic de mișcare, să renunți la niște obiceiuri proaste, automat și tensiunea ți se începe să ți se regleze. Poate nu ți ajunge în limitele absolut normalului, dar mă rog, îți cade. Încep să ți se regleze și analizele de sânge și celelalte afecțiuni încep să devină mai... Simptomelor, poate, nu mai sunt și manifestările, da. Nu mai sunt atât de violente, să spunem, în anumite cazuri. Lucrați în Spitalul Județean de Urgență Deva. Așa. Cum simțiți pacienții dumneavoastră, cum îi simțiți? Sunt receptivi la partea de prevenție? Și poate să ne referim la persoane de vârsta a treia, unde deja e împământenit un anume stil de viață, anumite obiceiuri, când e greu poate să-ți mai schimbi complet stilul de viață. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că știu că ați fost și dumneavoastră în mijlocul comunităților, ați desfășurat genul ăsta de acțiuni și vă felicit pentru asta. Și vreau să-mi spuneți care a fost pulsul acolo. Într-adevăr, am desfășurat o campanie de evaluare a sănătății unor pacienți aflați din Munceliu Mic, adică care locuiesc în Munceliu Mic. Este un sat din comuna Vețel, unde oamenii nu prea au acces la servicii medicale datorită faptului că nu au nici transport în comun și sunt cumva izolați. Există medic de familie în comună. La noi în județ sunt 15 comune care nu au medic de familie, ceea ce este foarte mult. Posibilitatea lor de a ajunge la medicul de familie este un pic dificilă. Am descoperit pacienți cu glicemii de peste 500, am descoperit pacienți cu salturi hipertensive, am descoperit pacienți cu insuficiență venoasă. Există o serie de patologii cronice cu care oamenii o duc ani de zile, exact, și nu accesează serviciile medicale la timp. Automat, neaccesând serviciile medicale la timp, apar și complicațiile, pentru că cât lăsăm o boală cronică să se desfășoare mai mulți ani, fără să facem nimic în privința asta, apar complicațiile. Automat, atunci când ne adresăm unui serviciu medical, când boala este simptomatică sau când deja apar complicațiile, lucrurile devin mai costisitoare pentru sistemul sanitar, cu spitalizări mai lungi și cu
posibilitatea de a ne reîntoarce la stilul nostru de viață de dinainte mai mici. Și cu o evoluție poate mai puțin favorabilă pacientului. Menționați că sunt multe zone unde nu există asistență medicală, nu există medici de familie. Aici aș sublinia că există caravanele astea medicale, caravana organizată de Asociația Salvital cu sprijinul Consiliului Județean și chiar cu această ocazie au ajuns în mare parte din zonele județului, și vor desfășura. Am observat că au în plan inclusiv Muncelul Mic și Muncelul Mare în sfârșitul lunii iunie. Dacă nu s-a ajuns acolo, urmează să ajungă. Da. Și ne-au vorbit și reprezentanții Salvital de foarte multe ori despre faptul că sunt cazuri de persoane care nu au mai fost de zeci de ani la medic. Așa nu au mai văzut un medic de zeci de ani. Unii dintre ei, nu știu, din vârsta adolescenței poate sau... Așa este. E greu să discutăm despre schimbarea stilului de viață a unor pacienți care nu au acces la informații și nu au acces la un set de analize de bază, astfel încât să putem diagnostica acele afecțiuni din timp. De multe ori, multe din bolile cronice merg fără simptomatologie zgomotoasă. Sunt simptome banale pe care le trecem cu vederea foarte ușor. Și exact cum a spus și doctorul Luca în cadrul evenimentului, noi nu suntem foarte atenți la ceea ce ne spune organismul nostru. Dacă am fi mai atenți un pic, astăzi parcă sunt un pic mai obosit decât de obicei, parcă nu am dormit la fel de bine ca și nopțile trecute. Tindem să ignorăm simptome din acestea banale și în timp ne obișnuim cu ele și... Să accesăm servicii medicale abia atunci când chiar ne doare foarte tare ceva sau când chiar viața noastră este pusă în pericol. Doamna doctor, acum că e momentul în care profităm de ocazie, vă adresați hunedorenilor și ne văd oameni din întreg județul Hunedoara și nu numai, la ce semnale ar trebui să fim atenți? Când ne trage organismul un semnal de alarmă? Că menționați faptul că nu ne mai odihnim corespunzător, că apare această stare de oboseală. Dar totuși sunt simptome pe care cred că toți le manifestăm zilnic. Da? Nu cred că este vorba doar de a fi atenți la aceste simptome banale. Cred că este vorba și la a veni în preîntâmpinarea unor servicii medicale, în ideea în care ar trebui să ne facem un set de analize, măcar o dată pe an, un set de analize general, cohemoleucogramă, glicemie, transaminaze, uree, creatinină, deci un set de bază. De acolo să plecăm. Dacă acel set de analize este în regulă, o electrocardiogramă, măsurarea tensiunii arteriale, măcar o dată la câteva luni, după 45 de ani, este obligatorie, nu există... Și probabil cei care ne privesc vor invoca costurile, dar să nu uităm că sunt investigații gratuite, cred că în luna în care ești născut, nu știu dacă mai e valabilă această practică, în sistemul de stat te poți adresa medicului prin de familie medicul de care familie, te exact. Direcționează spre un laborator de stat pentru a-ți face acest set de analize. E primul pas. Costurile nu sunt exagerat de mari și, într-adevăr, prin accesarea serviciilor asigurate de către Casa de Asigurări de Sănătate, putem beneficia de un pachet de bază de analize prin medicul de familie. Da, exact. Vorbeam noi înainte de a intra de voalez, așa, de a intra în emisiune, de acea inițiativă prin care să fie obligatorie vizita la medicul de familie și am căzut de acord toate trei de bun augur, că era o măsură bună, nu știu ce s-a întâmplat, dacă s-a aprobat sau nu, dar în tot cazul o măsură bună pentru exact ceea ce discutăm noi astăzi, partea de prevenție, pentru a preveni anumite afecțiuni, inclusiv bolile cardiovasculare. La vine, revin la tine, Asociația Inimi Generoase, iată, acest al doilea seminar este încă un pas, un progres, da, în ceea ce vă propuneți voi. Ați pornit cu gândul de a organiza evenimente de genul acesta, iată, vă bifând al doilea eveniment, de data aceasta mai amplu, mai cu o participare mai numeroasă, încotro vă îndreptați, pentru că și vorbește-ne puțin și de partea de organizare și de tot ceea ce ați mai făcut voi în perioada asta, pentru că a fost și la centrul de transfuzii, știu că ați avut o acțiune. Da, am marcat ziua mondială a donatorului de sânge în 11
iunie am făcut la Teliuc o campanie de donare de sânge, unde cu ajutorul lui Cătălin Brumar am reușit foarte mulți donatori să strângem pentru comuna Teliucu Inferior. Ulterior, în 14-a 6-a de Ziua Mondială a Donatorului, am făcut o campanie de donare de sânge împreună cu doamna doctor Halmagi. O campanie cu un real succes, au fost peste 30 de donatori, s-a numit Tinerii Donează, Tinerii Salvează, unde cu ajutorul oamenilor binevoitori am putut premia, ca să nu dăm nume de sponsori, am putut premia tinerii cei mai, cu cele mai multe donări sub 35 de ani. Am avut doi domni, un domn și o doamnă din Ministerul Educației, profesori, care i-am premiat. Tinerii din ziua respectivă, mai ales care au fost la prima donare, le-am făcut câte o surpriză și câte un tricou haios cu scoate eroul din tine, donează sânge. Deci am vrut să-i cumva să-i stimulăm, pentru că din păcate și aici suntem codași în rândul Europei la donarea de sânge. O pungă de sânge salvează 3 vieți. Oamenii au foarte mare nevoie de sânge și din păcate doar atunci când unul dintre ai noștri este pe patul de spital se merge și se donează sânge. Dar pentru a putea ajuta. Pentru acel caz. Da, exact, pentru acel caz. În rest nu se merge la donat sânge. Aș completa tot din lipsă de informare și de informație. Da. Chiar dacă cei de la Centrul de Transfuzii, și am avut ocazia să colaborăm în nenumărate rânduri, au profitat de toate ocaziile, că a fost pe sticlă, că a fost acțiune în stradă, pe toate mijloacele, în online, au transmis mesajul și solicitarea lor de a se dona sânge. Am văzut că doar atunci când a fost un eveniment tragic, un eveniment amplu, când au fost, eu știu, un număr mare de decese sau de persoane care se aflau pe patul de spital în stare gravă, atunci s-a reacționat și oamenii au mers în număr mai mare să doneze, dar asta nu rezolva problema, știu eu, de pe parcursul celorlalte perioade, și atunci există cerere de sânge și, din păcate, într-adevăr, doamna puțin doctor, donatori. În fiecare început de weekend mă sună, zice, la vine iarăși cu frigiderul gol, hai să mai facem o distribuire, hai să mai stimulăm cumva oamenii să intre în weekend-uri cu frigiderul gol. Doamna doctor poate să confirme că dumnealor dau comanda de sânge. Da, mai ales bolile, cancerul, care are o foarte mare necesitate, nu doar accidentele casnice, arși sau accidentele tragice au nevoie de sânge. Pacienții care se internează, îi găsești cu o anemie mare, pregătirile preoperatorii care se fac, hemoragiile, deci este nevoie de sânge în continuu în spital. Da. Și nu se donează. Și aici trebuie lucrată populația, stimulată, învățată, explicată. Am făcut tot așa niște flyere pe care le-am distribuit, unde am scris beneficiile donării de sânge, cum se regenerează sângele nostru în organism, cum beneficii primesc și pentru organism și beneficii și materiale pentru donator. Da, vorbim acum în primul rând pentru noi, că din păcate altruiștii din noi nu prea sunt care să meargă benevol. Și atunci trebuie cumva stimula, să le explicați oamenilor câte lucruri bune fac donând sânge. Li se face un set de analize gratuite, dacă tot vorbeam despre analizele de sânge, plus că sunt renumerați cu bonuri de masă, au alte stimulente și pe plan financiar ca să doneze sânge, dacă așa se ajunge să se doneze sânge. Greu să fidelizezi un donator. Au fost nenumărate situații în care s-a donat poate odată, ca urmare a unui, a unei astfel de acțiuni, dar mai apoi greu a mai mers persoana respectivă să mai doneze a doua, a treia oară. Donatorii fideli sunt aceiași de foarte mulți ani. Sunt cam aceleași persoane. Spuneați că ați premiat tinerii donatori. Să-i stimulăm mai departe să doneze sânge și vrem să facem din acest lucru o tradiție. Noi suntem deja la al doilea an de acțiune pentru donarea de sânge, a maratonului de donare de sânge, și atunci vrem să facem o tradiție în fiecare an și să-i stimulăm să doneze sânge pe partea de, tot așa, de prevenție pentru donare de sânge, prevenție pe cazurile medicale, indiferent că sunt oncologice, că sunt de boli infecțioase, că sunt de boli cardiovasculare, că sunt de igienă pur și simplu, care a trecut
cu pandemia nu ne mai spălăm pe mâini, nu mai avem grijă de noi, chestii de genul ăsta. Vrem să facem o continuă campanie prin această asociație. Ce înseamnă pentru voi ca asociație? Ce înseamnă desfășurarea de forțe care, eu știu, o puneți în joc în momentul în care stabiliți genul ăsta de acțiune? Aș vrea să acțiune. Mulțumesc în primul rând voluntarilor din cadrul asociației, să mulțumesc colegelor din Spitalul Județean care s-au alăturat asociației și nu numai, că avem cadre medicale din mai multe părți ale orașului, avem cadre profesorale, mulțumim colegelor care vin în sprijinul nostru, mulțumim doamnei doctor că a fost așa deschisă și receptivă să vină. Și înțeleg că mai urmează o colaborare. Da. Și nu numai una, sperăm, da, că a fost așa receptivă să vină în ajutorul nostru, că totuși greutatea unui medic este altceva, un cuvânt spus de un medic are altă forță și altă putere de convingere. Și faptul că poți să adresezi întrebări și poți să ridici anumite teme, să aduci în discuție, în dezbatere, lucruri pe care în momentul în care mergi la un consult nu ai timp să stai 10 de minute la povești și să despici subiectul, să adresezi foarte multe întrebări. Totul se întâmplă, adresabilitatea este foarte mare, vin un număr mare de pacienți. Nu cred că este timp fizic de a sta cu fiecare în parte la discuție. Nu este timp fizic din partea cadrelor medicale, dar și pacientul atunci când vine cu o patologie acută la Spitalul Județean de Urgență, clar nu este atât de receptiv la informații medicale, nu cred că este atât de deschis să asculte discuții despre prevenție atunci când ne simțim rău. Clar nu suntem la fel de deschiși. Și atunci intervine lipsa noastră de timp și lipsa de receptivitate a pacientului care, într-adevăr, vine cu o problemă acută. Ați intuit cumva următoarea întrebare. Când facem prevenția cu un pacient care se încadrează cumva în profilul unui viitor cardiac sau a unei persoane cu probleme cardiace? Există două tipuri de factori de risc. Cei nemodificabili, care, din păcate, nu putem să-i modificăm exact cum se și numesc. Înaintarea în vârstă, etnie, sexul, și sunt acei factori de risc cu care putem lucra. Acei factori de risc modificabili care țin de noi și de stilul nostru de viață. Exact cum v-am spus, e vorba de renunțarea la fumat, e vorba de a ne încadra într-un indice de masă corporală măcar aproape de normal sau măcar aproape de supraponderabilitate, să nu rămânem în cadrul de obezitate. E vorba de a lupta cu acel colesterol periculos, da, cu acel LDL colesterol. Este vorba de a ne măsura tensiunea arterială și a ști când e cazul să mergem la medic. Cum este corect să ne măsurăm tensiunea arterială, că mulți dintre noi punem un tensiometru pe antebraț sau pe braț și nu știm dacă valoarea pe care o înregistrează acel aparat este normală sau nu. Sau dacă am măsurat, cum trebuie, corect, dacă aparatul exact a fost unul, că acum găsim pe piață foarte exact multe dispozitive care nu sunt neapărat dispozitive omologate, medicale. Exact. Sigur. Vorbeați despre indicele de masă corporală, colesterolul mărit, tensiunea arterială. Se întâmplă de foarte multe ori să descoperim că avem, că depășim valorile normale, să ne știm cu colesterolul mărit, dar să nu urmăm până la capăt un tratament care să se încheie cu noi analize, cu din nou discuție cu medicul specialist sau poate trebuie pacientul direcționat înspre un alt medic, altă specialitate medicală. De multe ori, schimbarea stilului de viață, schimbarea stilului de alimentație este suficient. Asta aș vrea să rețină comunitatea în general. Nu spun că atunci când avem 400 colesterolul n-ar trebui să mergem să luăm, adică n-ar trebui să luăm tratament. Dar atunci când este ușor crescut, atunci când tensiunea noastră este ușor mărită, acolo este loc de schimbarea stilului de viață înspre un stil de viață mai sănătos. Și despre asta este vorba de fapt în prevenție, de a descoperi bolile la debutul lor pentru a modifica ceea ce se poate modifica, să nu lăsăm să se ajungă la complicații.
Da. Și sunt convinsă, chiar stăteam și mă gândeam în timp ce discutați, cum se întâmplă în statele dezvoltate, cum se face prevenție, apropo de momentul în care faci prevenție cu un pacient care are profilul unui viitor. În statele mai dezvoltate, educația medicală începe din școală. Și cred că una dintre marile probleme ale țării noastre este faptul că nu promovăm educația medicală de la nivelul educațional până la cei mai în vârstă dintre noi. Eu cred că de aici pleacă marea problemă. Nu facem educație sexuală în școală, suntem pe locul 1 la sarcini nedorite la 15 ani, sub la adolescența, adolescenței la paciente minore în general, la fete minore. Nu facem, nu promovăm un stil de viață sănătos încă din copilărie, astfel încât atunci când ajungem adulți să știm din start ce trebuie făcut. Descoperim anumite informații când deja poate să fie prea târziu, când suntem deja diagnosticați cu anumită afecțiune și atunci nu mai știm ce să facem să ne recuperăm și să recuperăm timpul pierdut. Iar în ce privește bolile cardiovasculare, pentru că a fost subiectul seminarului O inimă sănătoasă, bolile cardiovasculare, spun studiile, sunt responsabile pentru 17 milioane de decese în fiecare an la nivel global, adică aproximativ unul din trei oameni mor din această cauză. Deci chiar nu este de glumă, nu este de joacă. Noi ne situăm undeva la peste 60% la nivelul țării noastre din decese. Peste 60% din decese sunt datorate unor boli cardiovasculare, urmate de aproximativ 29% prin boli oncologice. La nivel european, undeva pe la 48%. Deci suntem mult peste media europeană la decesele prin boli cardiovasculare. Da. Și iată, poate o viitoare acțiune, apropo de faptul că informarea ar trebui să se facă de pe băncile școlii sau din școală, ar fi o acțiune care să se adreseze tinerilor. Prevenție și acțiuni de informare adresate tinerilor. De ce nu? Da, noi am depus un proiect, sper să ajungă și la faza de implementare, să câștigăm. Un copil sănătos este un copil informat. Nu știam. Și Doamne ajută să meargă mai departe. Dacă nu, oricum o să facem, cumva, tot găsim o modalitate să o facem din toamnă, împreună cu doamna doctor, împreună cu domnul doctor Luca, s-a oferit că vrea și dumnealui o campanie de tot așa de prevenție, de informare, de consultare, de toate felurile, să procedem de la clasele mici cât se poate cu o igienă sanitară, să învețe să spele pe mâini, pe dinți, adică lucruri banale care poate acasă, hai mami, treci, spală-te repede, mama mai face ceva, n-apucă să verifice copilul, dacă copilul învață de la orele de mic cum să se spele, atunci cumva îi ușurăm și părintelui sarcina. Deci noțiuni de igienă. De igienă, da. Interesant cum genul ăsta de idei, de suport, de susținere, de prezentarea în sine le fac medicii și nu statul, cumva ar trebui, Ministerul Sănătății, mă gândesc, sunt atâtea structuri și atâtea entități ale statului care ar putea să facă lucrurile acestea, dacă genul ăsta de idei și de susținere vin din partea medicului pe persoană fizică, cumva. Noi să știți că autoritățile sunt destul de receptive în ultima vreme la astfel de acțiuni. Chiar zilele trecute am avut o discuție și cu cei din Direcția de Sănătate Publică și cu cei din prefectură, cu domnul prefect, despre importanța evaluării pacienților din mediul rural, exact despre ceea ce vă vorbeam mai devreme, despre acele 15 comune fără medic de familie. Și avem în plan niște campanii de evaluare unde o să strângem o echipă medicală de specialiști și cadre medicale și doamne asistente, și încercăm să strângem și niște sponsorizări astfel încât să mergem și cu medicație de bază. Încep să fie și autoritățile destul de receptive la astfel de campanii. Într-adevăr, inițiativa este cumva comună, dar trebuie să îi trezim cumva și pe cei care sunt cumva responsabili de binele comunității. Bun, e justificat pe de o parte, pentru că medicul vede cazuistica, vede pacientul, exact. Vede care e trendul.
foarte mulți tineri, cu, spuneați, foarte multe adolescente cu sarcini nedorite. Este un lucru constatat de... în Europa. Suntem pe primul loc în Europa. Plus cifrele o confirmă. Sarcină sub 18 ani. Ce facem în sensul ani? Ăsta? Bun, confirmă statistica, confirmă acest lucru. Medicii speciali, ginecologii probabil întâlnesc în activitatea de zi cu zi cazuri de acest gen, dar ce facem mai departe? Cum încercăm să stopăm acest fenomen? Doar prin acțiuni, prin informare. Prin informare. Plus că în sistemul sanitar exista la un moment dat și un program în care dacă erai din mediul rural, dacă aveai o anumită sumă, erai elev, erai student, erai șomer, ți se oferea prevenția actului sexual gratis. Rapid. Nu trebuia să... Măsuri contraceptive. Exact. Deci încă nu... sunt. Sunt cabinete de planning familiar care oferă. Nu știu oamenii să meargă la dar ele. Dar nu sunt accesate. Exact. Serviciile nu sunt accesate. Să meargă. Plus și pentru populația de rând care lucrează și care are un venit, acolo prețurile sunt mult mai ieftine decât în farmacie. Lumea să știe. Să vă contrazic, pentru că nu cred că ar trebui să duc adolescentul înspre acel cabinet, că e teama aceea să nu fie văzut, să nu fie, sau adolescenta, să nu fie judecată, să nu mă vadă prietenul, părinții, familia, etc. Dar dacă această structură, această entitate s-ar duce în școli și ar discuta poate cu fiecare caz în parte, dacă ar face acele, nu știu, dacă se mai fac orele acelea de dirigenție, dacă se mai face genul ăsta de educație sexuală organizată, da, de structurile care sunt abilitate, structurile satului care se ocupă cu așa ceva și eventual să împartă și să distribuie aceste contraceptive gratuit, probabil că altul ar fi rezultatul. Da, și contraceptivele trebuie oferite în urma unui consult, că nu poți să dai așa o pastilă, ia și tu pastila asta sau pastila asta. Trebuie să faci un consult de către un medic ginecolog care poate să-ți vadă exact ce afecțiuni mai ai, chiar dacă ești tânăr, mai poți să ai alte comorbidități și atunci automat se dau în funcție de aceea este nevoie de un consult prealabil. Ar trebui să înțelegem că niciun fel de contraceptiv oral nu ne protejează împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Exact. Și atunci... altă problemă. Și revenim tot la informație. Da. Și da. Desfășuram astfel de activități în perioada studenției cu Universitatea de Medicină din Timișoara, în care noi, ca și studenți, ne adresam diverselor clase de liceu, a 11-a, a 12-a, deși era deja târziu și cred că va trebui să ne gândim să ne adresăm unor clase de a 9-a și a 10-a, dacă nu chiar mai mici. Bineînțeles, cu informații adaptate nivelului lor de... O prezentare adaptată cumva. Exact. Da. Și părinții să nu se sperie că nu îi îndrum să aibă o viață sexuală, doar îi ajut să aibă o viață sexuală protejată. Și sănătoasă până și la sănătoasă. Urmă. Informațiile oricum și le culeg de pe internet în mare parte. Și ajungem la ideea cu care am început emisiunea. E de preferat ca informația să fie oferită de un specialist și un medic. Întotdeauna va ști, poate de la o idee se desprinde o altă întrebare. Este, încă o dată subliniez cât de important e genul acesta de eveniment, genul de seminar, precum O inimă sănătoasă, desfășurat săptămâna trecută, acolo unde poți să adresezi întrebări, îți poți face cunoscut cazul și medicul te poate lămuri ce ai de făcut pe viitor, în continuare, cui trebuie să te adresezi, la ce medic. Se poate adresa orice tip de întrebare, orice lămurire se aduce, da? Trebuie cumva să rupem bariera aceasta dintre medic și pacient și trebuie să o facem cumva venind noi în întâmpinarea pacientului, dar trebuie și populația să înțeleagă că trebuie să acceseze astfel de inițiative care chiar sunt bazate pe voluntariat fără niciun fel de altă implicare. Pentru că degeaba ne străduim noi să organizăm diverse evenimente dacă oamenii nu vin să discute cu noi, ca să zic așa. Da. Trebuie să îi stimulăm cumva să înțeleagă că e în interesul lor să... Treptat, o să participe probabil din ce în ce mai multă lume, atâta vreme cât cât faceți cunoscute genul ăsta de acțiuni. Da. La Vinia, știu că acolo în online, toți
cei interesați, dacă vă urmăresc, pot să fie la curent cu data, ora, locația. Pe pagina de Facebook a Asociației Inim Generoase, exact așa ne și găsește, Inim Generoase pe Facebook, pe Instagram, Inim Generoase, se pot urmări acțiunile noastre. Mai avem o dată pe lună, facem și atelier meșteșugăresc în cadrul Ortocafe, unde copilașii pot să vină să se delecteze prin pictură, diverse iconițe, diverse din Ipsos făcute pe tematici diferite, conform anotimpului. Doamna, colega noastră, Dana Marinescu, se ocupă de ei, se pot accesa. Mai avem o casă de tip familial, acum discutam înainte să intrăm cu doamna doctor, în comuna Pui, este domn părinte Mihai, are 10 copilași foarte buni și la învățătură și meritoși și cu minți. Am zis că mergem acolo să începem să discutăm cu ei, să povestim, să vedem ce nevoi au, nevoi emoționale, că din punct de vedere al hranei și al căminului, domn părinte le oferă de toate acolo. Dar nevoia asta spirituală, emoțională, de a discuta, de a le explica ce au nevoie, că-s la vârsta adolescenței, o să mergem acolo, o să discutăm cu ei. Da, deci chiar dacă este vară, voi nu stați nu stăm, locului. Da. Aveți o mulțime de proiecte în desfășurare și o mulțime de idei pentru toamnă. Timp să avem de toate, că în rest idei și sunt. Iată, da. Nu știu în ce măsură e nevoie și de finanțare pentru genul acesta de acțiuni, dar mă gândesc că și materialele acelea care le tipăriți și le distribuiți prin oraș implică anumite costuri. Și, da, totul costă, mai ales hârtia e foarte scumpă, da, exact. Și avem doi oameni de bine din Deva care ne-au sponsorizat, nu știu dacă e voie să spun sau nu e voie să spun, Bord 13 lor... ne sponsorizează cu tot ce s-a putut, întotdeauna am avut deschidere la ei și DHS Fitness ne-au sponsorizat cu aparatele de fitness pentru donatorii de sânge, premiați care au fost, le mulțumim încă o dată pe această cală. În rest am avut finanțarea fondurilor europene, am avut de unde, când n-am avut am mai pus și noi bani deci de acasă. Deci ați apelat și asta la finanțare europeană. Da, da, da. Există, exact, fonduri. Există fonduri alocate pentru exact, așa ceva, pentru da, genul dar, acesta de evenimente. Sunt competitive, sunt greu de accesat proiectele, nu e imposibil, că noi am și rămas surprinși că acum sperăm că al treilea proiect propus, am mai câștigat o tabără pe teme ecologice, va fi pentru că o viață sănătoasă trebuie trăită într-un mediu sănătos. Un mediu sănătos înseamnă să avem grijă de natura noastră, să o crotim, să facem acțiuni ecologice și atunci toate se leagă una într-una, totul pentru o viață sănătoasă. Sună foarte interesant, noi o să fim aici și vă primim cu drag să ne vorbiți de fiecare dată despre acțiunile voastre. Mulțumim. Ale asociației, doamna doctor, neapărat să reveniți. Vorbim poate mai mult la o proximă întâlnire despre partea de boli infecțioase, la fel de importantă, că abia am trecut de o pandemie și poate anumite obiceiuri din pandemie ar fi bine să le păstrăm și să ne protejăm cumva de acestea. Aveți și noastră acțiuni la care spuneați că lucrați și încercați să ajungeți în mijlocul comunităților, da? Așa este. Împreună cu cei de la Asociația Inim Generoase. Și împreună și separat. Și împreună. Mulțumesc și separat. Mult pentru prezență, să ne revedem cu bine, succes în activitate, să aveți o vară frumoasă. A fost dr. Andreea Petcu, medic primar boli infecțioase de la Spitalul Județean de Urgență Deva și Lavinia Nam, președinta Asociației Inim Generoase. Vă mulțumim doamnelor și domnilor pentru atenție. Vă doresc în sfârșit de săptămână excelent. Pe curând. Mulțumim. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia Inimii Catena. Vitamina
vitamina D3. Cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena. Vrei să-ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghișeul.ro, platforma oficială de plăți a statului român. Singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te și tu celor peste 1 milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghișeul.ro poți rezolva online plățile pentru amenzi, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghișeul.ro. Simplu, rapid și sigur. Ghișeul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Asta e ceea ce crezi tu că vezi, iar asta e ce văd ei în tine și în toți cei ca tine. Realitatea este că tu vei fi parte dintr-un experiment, iar experiența ta se va transforma întotdeauna într-un coșmar. Ei vor găsi mereu un alt tu căruia să-i răpească tot. Tinerețea, visele, viața. Libertatea are culoarea ta. Fii liber! O campanie de conștientizare inițiată de Agenția Națională Antidrog. Cine ar fi crezut vreodată că fix un munte sau un perete va fi ajutorul meu cel mai mare? Eu nu. Eu nu. Uneori, ajutorul vine de unde nu te aștepți. Iar ceea ce la început pare un munte de netrecut, poate deveni apoi cea mai frumoasă zi din viața ta. Și tu poți să ajuți. Cu un SMS la numărul 8844 cu textul VEZI, un copil cu dizabilități va fi mai aproape de a-și depăși fricile și limitele. Dinozaurul World Transylvania își mărește echipa. Hai alături de noi să faci parte din cea mai frumoasă și activă echipă a unui parc tematic. Dinozaurul World Transylvania angajează operatori pentru diverse activități. Casier, vizitiu și aretă, asistent de călărie, mascotă, operator rodeo, operator tiroliană, dar și personal pentru restaurant, bucătar șef și ajutor de bucătar. Informații și relații despre posturile disponibile la telefon 0799 453 212.